Vor fi ridicate mașinile care au fost lăsate de proprietari pe domeniul public și blochează locuri de parcare sau trotuare. Dacă proprietarii acestor mașini au primit somații și nu au eliberat domeniul public de aceste autovehicule, poliția locală are liber să intervină și să le ridice. Mașinile abandonate pe domeniul public reprezintă o prioritate atât pentru Primăria Municipiului Baia Mare, cât și pentru poliția locală. Poliția locală făcând parte din aparatul propriu al primarului. S-a hotărât în executivul primăriei ca începând cu data de 28 octombrie aceste mașini abandonate pe domeniul public să fie ridicate. Prioritatea noastră este confortul cetățeanului, asigurarea unei siguranțe publice corespunzătoare unui trai al secolului 21. Datorită intervențiilor noastre anterioare, pentru că nu ridicăm aceste mașini doar din prima zi în care am fost sesizați. Este o procedură legiferată de un act normativ pe care îl respectăm ad literam. Nu ridicăm orice mașină de pe domeniul public, vreau să înțeleagă foarte bine cetățenii, adică niciodată nu vom ridica un autoturism care a fost parcat pe un loc de parcare și nu are un tichet de parcare. Este absurd, așa ceva nu facem. În prima săptămână în care această acțiune a fost derulată, s-au ridicat 10 de mașini de către poliția locală, iar altele au fost ridicate de proprietarii acestora. Doar în prima săptămână, datorită implicării noastre active, au fost ridicate peste 40 de mașini de către poliția locală, iar un număr de aproximativ 40 au fost ridicate de către cetățeni și ori redirecționate spre alte spații de cazare, ori transportate la societăți comerciale care reciclează materiale refolosibile. Acțiunea noastră nu se oprește aici, continuă. Se pare că a fost bine primită de către populație. Apelurile acestea către dispecerul poliției locale doar în săptămâna precedentă au fost de peste 50. Am identificat alte 54 de mașini în doar o săptămână, enorm de multe. Au fost somați toți acești proprietari ai autoturismelor abandonate să le ridice în primă fază de bunăvoie, ulterior urmând că dacă nu respectă termenul impus în somație de 10 zile, le vom ridica în cursul săptămânii viitoare. Și în perioada următoare, poliția locală Baia Mare va acționa pentru depistarea acestor mașini și identificarea proprietarilor pentru a putea fi ridicate.